Corvinul Hunedoara a câștigat meciul cu Metalo Globus București în deplasare. Albaștrii au marcat 2 goluri, în timp ce adversarii au reușit să introducă mingea în poarta Corvinului odată. Astfel, Corbii s-au întors acasă cu 3 puncte, ajungând pe locul al treilea în clasamentul Ligii a doua. Mâine va avea loc un nou spectacol fotbalistic la Hunedoara, când Corvinul va juca împotriva echipei Sepsi. Tot mâine se va lansa și imnul oficial al Corvinului. Iată-l acum pe Marius Coman, care câștigă un duel, îi pasează lui Alexandru Neacșa în marginea careului, șutul lui Neacșa! Gol! 1-0 pentru Corvinul, la intrarea în minutul 5 înscrie Alexandru Neacșa! Echipa noastră acum în atac cu Flavius Iacob, care pătrunde vijelios în careu, are mai multe opțiuni de a pasa. Flavius Iacob întoarce pentru Bradu! Minutul 8, 2-0 pentru Corvinul, start perfect de meci aici la Clinceni. Ne-a ieșit și începutul de joc, îmi pare rău pentru accidentarea crucerului, dar așa e în fotbal. Am gestionat bine momentele când ei au fost în 10, am reușit să înscriem de 2 ori, pe care am făcut o greșeală de interpretare și am luat golul. Am intrat la pauză, dar pe ansamblu mă bucură victoria asta muncită, pentru că știam ce echipă întâlnim, o echipă organizată, ce am văzut în meciurile pregătite, asta s-a și văzut în teren. O echipă combinativă, o echipă care îți pune probleme și la faze fixe cu talie, o echipă combinativă, dar am făcut efort și am obținut victoria. Un meci foarte dificil, cu o echipă foarte bună, Metalo Globus. Eu cred că multe echipe care o să se bată la promovare, nu cred că este ușor să bați aici, la Clinceni. Am avut un început foarte bun de repriză, am dat 2 goluri în 10 oameni, într-adevăr. După s-a echilibrat puțin jocul, a fost o greșeală, să zicem, în lanț, dar e important că am luat cele 3 puncte și suntem fericiți. O partidă dificilă, cu un început de joc atipic, o situație delicată care a durat 7 minute la noi, mă așteptam ca staful medical să reacționeze mai repede și jucătorul accidentat să intre în teren după 2-3 minute, că dacă aș fi știut că durează 7 minute, aș fi făcut schimbarea imediat și l-aș fi scos pe Crucerul. Am primit acel gol pe momentul respectiv. Eram în 10, așa cum am fost încă 35 de minute la final de joc și n-am primit gol. Deci nu faptul că am fost în 10 a dus la marcarea primului gol, ci o eroare tehnică, mingea fiind în posesia noastră. Un jucător de la noi, fundașul central Ocan, a călcat pe minge și le-am dat posibilitatea să recupereze aproape de poartă, să marcheze primul gol. Din nou eroare la fundașul stânga, la Sava, când Iacob, cred, cu numărul 13, jucătorul de la Corvino, a luat o acțiune pe cont propriu în zona laterală. S-a făcut 2-0 foarte, foarte devreme. Marți 31 octombrie, Corvinul va juca cu Sepsi OŠK în Cupa României de la ora 15 pe stadionul Mihail Klein. Cu această ocazie, la pauză, va fi lansat și imnul oficial al echipei albalbastre, semnat de trupa Pragul de Sus, care va fi prezentă la Hunedoara.